Și astăzi vă voi arăta cum să faceți un gem de prune raw vegan, fără zahăr, fără conservanți. Desigur, acest gem nu va ține atât de mult ca gemul fiert, dar asta nu înseamnă că nu ne putem bucura de gem raw vegan. Puteți desigur să-l puneți la congelat, la congelator și atunci îl puteți savura și în iarna sau când vreți. Să-i dăm drumul. Pentru acest gem voi folosi prune pe care le voi curăța de sâmburi și s-ar putea și de pieliță. Și pentru a îndulci voi folosi acude uscate, urmale și smochine. Desigur, puteți folosi orice îndulcitor vreți, gen fructe uscate, puteți folosi chiar și prune uscate dacă aveți. Eu nu am, așa că voi folosi aceste fructe uscate. Puteți folosi doar un tip de fruct uscat, doar agude uscate, doar urmale sau doar smochine. Mie, eu am vrut să fac un amestec. Voi începe cu prunele.